Doamnelor și domnilor, bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție de Sportul Special. Iată, ne ajungem și acum, la început de săptămână, când analizăm toate evenimentele petrecute în acest weekend. Media Sud a transmis două meciuri în exclusivitate, cele mai tari din Liga a 3-a și Liga a 4-a, două derbiuri care s-au disputat la început de sezon. În Liga a 3-a, FCM Alexandria a jucat în deplasare la Dunărea Turis, Turnu Măgurele, iar în Liga a 4-a, sâmbătă, Viață Nouă Oltenia a dat piept pe teren propriu cu Metalul Fresnet. Campioana și vicecampioana s-au înfruntat în Liga a 4-a din nou, iată, de această dată la început de drum. În această seară, pentru a discuta despre aceste două meciuri, dar și despre situația din fotbalul din Telorman în acest început de sezon 2011-2012, l-am invitat pe domnul Florin Dumitru, un jurnalist cu state vechi în Telorman, care a fost prezent la ambele meciuri. Domnule Florin Dumitru, bună seara și bine ați venit la Sportul Special! Bună seara, stimați telespectatori! Mulțumesc colegului meu mai tânăr, Mădălin, pentru invitație și să încercăm să disecăm un pic, nu? După cum spui, fotbalul telormânean la această oră. Exact, a fost să le luăm pe rând, să vorbim mai întâi despre Liga 3, despre acest meci, acest derby de Telorman, care au pus două echipe singurele supraviețuitoare în Liga 3 în acest sezon, după ce vara aceasta Petrolul Videle s-a desființat. A rămas pe CM Alexandria să continue, Dunărea Turist Turnu Măgurele a venit din seria 4 în seria 3. Apoi acestea s-au întâlnit în etapa a 4-a al seriei 3 din Liga 3-a. La final a fost 2-2. Am văzut cu toții meciul, așa la o primă impresie, ca primă vedere, cum vi s-a părut că s-au descurcat cele două echipe? Rezultatul este, după părerea mea, perfect echitabil. Deși, poate cineva mă va acuza de subiectivism, posesie mai mult a mingii și dominare teritorială a avut contrar așteptărilor echipa din Alexandria. Dar până să ajungem la diseca cât de cât meciul, vreau să spun că acest derby, pe care îl putem numi așa, este așteptat de mai mulți ani, pentru că, așa cum ai remarcat, cele două echipe au fost în serii diferite. Și o întâlnire între Alexandria și Turnu Măgurele la fotbal nu s-a mai întâmplat cam de mult. În afară de asta, jocul a fost extrem de mult așteptat din motive diferite ale fiecărei echipe. Respectiv, echipa din Turnu Măgurele se aștepta la o nouă victorie, pentru că, așa cum s-a declarat chiar de la începutul campionatului, și a stabilit un obiectiv foarte îndrăzneț, acela nu doar de a termina seria pe podium, ci chiar de a se lupta pentru promovare, iar președintele patron al echipei, domnul Mihai Ionescu, chiar făcuse un pronostic că până în etapa 8-a Turist Turnu Măgurele nu va pierde niciun meci și va avea, după 8 etape, maximum de puncte. De partea cealaltă, Alexandria aștepta acest meci 1 pentru a-și ostoi, ca să-i spunem așa, un orgoliu rănit prin faptul că în ediția trecută a fost la un pas de a retrograda, practic a retrogradat, dar a fost reprimită datorită unei reorganizări a seriilor, a fost reprimită în Liga 3-a. Deci pentru a-și alina acest orgoliu rănit, că vezi, Doamne, Dunărea Turism a fost pe locul 9 sau 10 a terminat seria. E adevărat, acolo au existat și niște circunstanțe în seria 4-a prin retragerea mai multor echipe, în fine, nu discutăm lucrul ăsta, ce a fost, a fost. Și în al doilea rând, alexandrenii au așteptat extraordinar de mult acest joc, pentru că, după cum iubitorii fotbalului știu, atât din ceea ce ai vorbit tu de când a început campionatul până acum, plus ce au scris și ziarele în rubricile de specialitate, la Alexandria joacă o serie de fotbaliști care anul trecut și chiar în vară o parte din pregătire au făcut-o la Turnu Măgurele. Deci erau niște orgolii de mai multe feluri. Unora dintre noi chiar le-a fost teamă că pe undeva jocul va degenera. Din fericire și pentru spectacol acest lucru nu s-a întâmplat. Cel puțin din punct de vedere al fair play-ului, jocul a fost perfect.
Fiecare dintre cei care au fost în teren și de o parte și de alta și-au văzut de fotbal și, cum spuneam, rezultatul este echitabil. S-a terminat 2-2, Alexandria speră să evite retrogradarea, a venit după un rezultat bun 3-1 cu Argeșul Mihăilești, a făcut acum iarăși un rezultat pozitiv în deplasare. Vom vedea și ce a declarat președintele clubului Florea Voicilă imediat după terminarea jocului. De asemenea, Turnul Măgurele nu prea a digerat cum trebuie acest insucces. A fost sigur, nu la... după trei victorii și chiar Lucian Nenescu, directorul de imagine al clubului, a spus tot după meci faptul că după trei victorii consecutive, a patra ar fi venit ca pur și simplu în mod firesc. Da, e normal să fie supărat, pentru că așa cum am spus, el vroia 8 jocuri, 8 victorii, 24 de puncte. Nu se aștepta sub nicio formă ca Alexandria să fie cel care să-l încurce pentru prima oară. Însă vreau să fac o remarcă. Are 3 victorii până la meciul cu Alexandria, dar hai să ne uităm, dacă vrei, ce adversari a avut până la ora asta. A avut adversari cam de partea a doua clasamentului. Adică, deci primul meci, Sportul 2 Studențesc. Sportul 2 Studențesc, care după cum vedem este pe ultimul loc, n-are niciun punct până acum. Apoi Prahova-Tomșani. A avut Prahova-Tomșani, care este o nou promovată, care prima etapă nici măcar n-a jucat pentru că nu are teren, plus că Tomșani își joacă meciurile de acasă la Mizil, dacă nu mă înșel. Și în același moment cu Tomșani, dacă îmi dați voie, au făcut o primă repriză nulă în care au ratat foarte mult și de-abia prin două penalturi au reușit să marcheze. O să ajungem și la povestea penaltilor. Și pe urmă am avut pe Fieni, pe care eu de asemenea o cataloghez în acest campionat ca fiind o echipă de a doua jumătate a clasamentului. Și au avut și șansă pentru că au deschis cu momentul 20 sau 30, a fost cel mai rapid gol al campionatului până acum. Da. Și mi se pare că și la Fieni a fost un penalti și așa mai departe. Ziceam că facem paranteza cu penaltiurile. Echipa din Turnul Măgurele n-a scăpat un joc fără penalti. Că toate au fost, că toate n-au fost, nu pot eu judeca, pentru că nu le-am văzut pe toate. Le-am văzut pe cele din Cupa României, că și acolo a avut parte de penalti, a jucat acasă, și am văzut meciul cu Alexandria, unde de asemenea s-a egalat din penalti. Ori o echipă care beneficiază de atâtea lovituri de la 11 metri, e adevărat că ratează și foarte mult. Așa este. Ratează și în prima, și în Cupa României, când i-am văzut, au ratat enorm din situații foarte, foarte clare. Deci au nevoie de acest să fie vreo lipsă de concentrare în fața forței sau din ce motiv să existe atât de multe ratări? Cred că lipsa de concentrare, pentru că altfel nu se explică, au avut ratări și din 2 metri și din 6 metri, șut în portar sau șut peste poartă. Dar este și tehnica individuală aici. Așa este. Este și tehnica individuală. Și când ne uităm dincolo la Alexandria, făcând o paralelă, Stanciu a avut nevoie de o ocazie sau jumătate de ocazie, acea degajare a lui Lătea, parcă, și apoi un șut superb de la vreo 20 de metri, primul gol, mă refer aici. Primul gol, al doilea o acțiune, o minge lansată De Dan Voicilă și a făcut singur după aceea două driblinguri, unul din fundaș, celălalt chiar asupra lui Mindiliac. Multă lume acolo a spus că e greșeala lui Mindiliac, că a ieșit din poartă, dar după mine cam nu avea ce să facă. Mingea deja era mult în fața lui Stanciu, deci el trebuia să iasă să-l blocheze. Stanciu a fost mai rapid, a prins-o și... Nici n-a crezut că Stanciu e atât de rapid. Nu, eu cred că n-a crezut că Stanciu va insista. După ce a făcut primul dribbling, el o fi zis că nu mai insistă, pentru că și-a depărtat cam mult mingea. Iată că așa Stanciu se află la al treilea gol, nu? Pentru Alexandru. Da. Primul cu Mihăle și apoi dublu. Da. Înainte de a ruga regia să ne acorde rezumatul partidei, vreau să vă întreb dacă vă așteptați ca Georgian Stanciu să fie reușit să marcheze.
chiar o dublă împotriva fostei sale formații. Mă rog, e împrumutat, deci cred că poate să revin. Am spus, unul din motivele de catalizare a acestui joc au fost chiar aceste orgolii ale jucătorilor veniți de la turn Măgurele la Alexandria și sunt destui, e vorba de Moga, de Stanciu, de Cărăușu. Da. Cărăușu și Stanciu împrumutați Moga definitiv. Da. Problema e, nu contează că e împrumutat sau definitiv, contează că acum așa că pentru Alexandria. Mă așteptam să înscrie dacă are ocazie, pentru că totuși, chiar și la nivel de Liga 3, jucătorii pot fi considerați într-un fel profesioniști, adică acolo muncesc, trebuie să-mi fac treaba unde muncesc. Nu mă uit că, vezi, Doamne, acum câteva luni de zile eram în tabăra adversă. Din contră, cunoscându-l bine, turnenii puteau să se apere mai bine la el, după părerea mea. E valabil. Dar ce spuneți dacă, făcând o ipoteză scurtă, Stanciu și Cărușu să revină din iarnă la turnul, apoi să joace pentru turnul pe municipal din Alexandria, în retur, împotriva Alexandriei? Am înțeles. După mine ar trebui să-și facă datoria și la turnul Măgurele. Să joace cum au jucat acum contra lui turnul, să joace contra lui Alexandria și nu cred că se va supăra nimeni. Domnul Ionescu, președintele clubului din turnul Măgurele, a fost cam supărat după joc. Poate nu atât pentru rezultatul de egalitate sau pentru neputința echipei sale de a câștiga cele trei puncte, ci pentru faptul, și aici pun ghilimele, păi cum să nu fiu supărat dacă tocmai Stanciu îmi dă gol? Domnule Mihai Ionescu, Stanciu acum joacă în tricou Alexandriei. Așa este, da? O să vedem și interviul. Acum vom vedea însă rezumatul meciului Dunărea Turei Turnul Măgurele, FCM Alexandria, 2-2, cele mai importante faze și, bineînțeles, golurile partidei. De pe partea dreaptă, cu stângul, lua colțul scurt, pericol, respinge greu Urucu, prima ocazie mai serioasă, o talpă pusă de Stanciu asupra lui Mușat, poziție centrală, aproximativ 20 de metri, sare Mușat, iese schema, ratare mare, o primă ratare imensă, mingea a trecut prin fața porții lui Mirancea. Corner acum pentru Alexandria. Va executa mijlocașul central Urucu. Alexandria beneficiază și ea de o primă fază fixă când suntem la mijlocul primei reprize. Deocamdată o singură ocazie. Execută acum Urucu lovitura de la colțul terenului în centrul careului Ovidiu Nicolae. Și dar primele ocazii vin din faze fixe. Dinu lasă pentru Mușat. Din nou Dinu. Merge bine acțiunea turistului în partea dreaptă. Dinu Nedelcu. Șut! Respinge Mirancea. Cercat o angajare pentru Florin Radu, mijlocașul stâng al turistului, destul de activ în prima repriză. Stanciu urmărește acest balon, este primul la minge, este gol! Gol Alexandria! Marchează chiar Georgian Stanciu, jucătorul care a plecat de la Turis turnul Măgurele. Respinge aceleași Cărăușu, foarte sigur din intervenții, Valentin Cărăușu. O minge trimisă de Dan Voicilă pentru Georgian Stanciu. A ieșit greșit! Midilac este! Gol! Stanciu! 2-0! Alexandria, fiasco pe municipalul din turnul Măgurele. Extraordinară greșeala lui Midilac, certat. Toată echipa în jumătate adversă turnul. Florin Radu. Hai, ceferiștilor! Centrează la colțul lung și este ocazie mare.
Nu a fost offside la Giugiu Mică. Gol! Ce gol! Reușește Alexandru Giugiu Mică. Extraordinară execuția noului intrat, inspirat Cornelica. A venit foarte bine din linia a doua Florin Radu. Radu intră în careu pe partea stângă. Este penalti! Penalti pentru Turnu Măgurele. A căzut Florin Radu destul de ușor, mi se pare. Fapt, a simțit foarte bine mâna lui Ovidiu Nicolae. Zamfir față în față cu Mirancea. Zamfir, gol! 2-2! Turnu continuă cursa de recuperare. 2-2! Giugiu Mică și Zamfir, centrare! Ce ocazie! Da, am revenit aici în studio, am văzut principalele faze ale meciului Dunărea Turist Turnu Măgurele FCM Alexandria. S-a terminat 2-2, goluri marcate de Georgian Stanciu, respectiv pentru Dunărea Turist Turnu Măgurele a marcat Alexandru Giugiu Mică și Marius Zamfir din penalti. Să vedem și caseta tehnică a meciului. Rog regia să ne acorde graficul cu numărul 4 pentru a vedea toate datele acestui joc. Dunărea Turist Turnu Măgurele a remizat așadar 2-2 cu FCM Alexandria. Vă vedea marcatorii, omul meciului, spectatorii și brigada de arbitri. Așadar, graficul cu numărul 4 va apărea imediat pe ecran. Până atunci, chiar sunt curios să vedem dacă cădem de acord asupra omului meciului. Da. Nu am vorbit până acum unul cu altul, da, despre lucrul ăsta. Dar totuși nominalizațiile. Că va apărea. Fac eu primul? Da, da, da. După mine Lătea. Lătea? Da. Veți vedea imediat cine, pe cine tu am nominalizat. Cred că l-ai dat pe Stanciu pentru cele două goluri. Așa este. Eu îl dau pe Lătea pentru travaliu pe care îl face. Nu numai acum, ci meci de meci. Așa este, așa este, este și un băiat foarte inimos și chiar mai vorbeam aici și cu domnul Florea Voicile, invitat săptămâna trecută, m-am deschis seria emisiunilor de toamnă și spunea și dânsul la fel că este un băiat foarte inimos și că cine îl vede pe ăla mic, spunea că are așa lurea asemănătoare cu a mea, a spus că nimeni nu-și dă seama că are 30 și ceva de ani. Da, foarte mulți au întrebat chiar în tribună la Turnu Măgurele câți ani are. Iar după ce va apărea caseta tehnică, vreau să mai fac o remarcă asupra lui, nu numai al lui Lătea, și a altor câțiva jucători din Alexandria. Așa este. Până rezolvăm mica problemă cu caseta tehnică, vom rog regia acum să ne acorde câteva interviuri. Să luăm, de exemplu, cu cine doriți să începem cu... Avem două de la Turnu, de la Alexandria, haideți să începem cu cel de la Turnu. Cu domnul Lucian Ionescu, directorul de imagine, chiar asta a fost ordinea, dânsul a fost primul la interviu, așadar interviu video cu Lucian Ionescu, directorul de imagine al echipei Turist Turnu Măgurele, să vedem declarația sa după meci. Declarația va fi un scurt fragment, pentru că declarația integrală o veți putea urmări la știrile din sport din această seară de la 20:20, toată declarația la știrile din sport, alături de o cronică a jocului. După trei victorii consecutive a venit și un egal, primul din acest sezon. Da, în primul rând nu știm să râdem sau să plângem. Anticipam că va fi un meci greu pentru că vorbim acum de un, și nu exagerez folosind expresia, un El Clasico, nu, județean. Chiar dacă este vorba de un nivel mic, dar știu ardoarea cu care se joacă meciurile între două echipe rivale. Mai mult decât atât, nu trebuie uitat faptul că la FCM Alexandria se află în lot și evoluează ca titulari 5 jucători împrumutați de la Turis. Deci era de anticipat că vor da totul pe teren. Da, am revenit din nou în studio. Vorbea domnul Lucian Ionescu de un El Clasico, de treabă păstrând proporțiile. Da, ce vorbeam și noi la început. Și are dreptate. Cum am spus, este un meci pe care iubitorii de fotbal îl așteptau de foarte mult timp. Este un meci care are o tradiție de peste 40 de ani, cu întreruperile respective, când fie Turnu Măgurele n-a fost în Liga 3 sau Liga 2, erau când colo, când colo, una sau alta, sau erau în serii diferite. Însă este un meci de tradiție în fotbalul telormânean. Și însă vreau să remarc un lucru. Ai spus că a fost interviu
responsabilului cu imaginea pentru turnul Măgurele. Ceea ce vreau să evidențiez vis-a-vis de Dunărea Turis este faptul că domnul Ionescu a știut să organizeze, știe să organizeze foarte bine clubul, în sensul că are de toate. Așa este. Începând de la președinte și Consiliul de Administrație până la, iată, responsabil cu imaginea, masări, absolut totul. Absolut, și în general totul, pe partea de marketing. Totul, absolut. Nu-i mai puțin adevărat că dânsul conduce nu doar pe Dunărea Turis, ci și FC Smart sau nu știu cum se numește în București, club care are de toate, inclusiv și futsal, și a avut până mai alaltăieri și fotbal feminin. Deci la turnul Măgurele totuși se muncește serios. Așa este, aici la cameră vă arăt un pliant. Este un pliant care se distribuie gratuit înaintea fiecărui joc, în fiecare etapă organizată la practic turnul Măgurele. Practic nu un pliant, ci programul de joc. Da, tot, absolut tot ce... toate informațiile despre echipă, clasament, meciurile, etape respective, un mini-interviu cu antrenorul, declarațiile oficialilor, așezarea echipei în teren, prezentarea echipei adverse, un scurt istoric pentru că a fost vorba de acest meci cu Alexandria. Chiar m-a lăsat plăcut impresionat, pentru da, că așa ceva este, e unic, adică n-am mai văzut. Păi, exact, vreau să-ți fac paranteza asta. A existat în tradiția fotbalului din Teleorman, nu numai la turnul Măgurele, ci și la Alexandria și la Roșiori și unde se mai juca fotbal de divizie. Mai totdeauna existau programe de joc, cum are și turnul Măgurele la ora actuală, ba mai mult, pe stadioane erau și stații de amplificare. Da, da. Ceea ce în acest moment lipsește cu desăvârșire pe toate stadioane. Și e lucru păcat pentru că hai, la turnul Măgurele are omul programul și mai știe cine joacă. Singura lipsă, dacă aș pot să-i spun așa, programului respectiv este că jucătorii n-au și numere. Deci cel care vine prima oară are programul, are echipa în față, dar nu știe cine e Giugiu Mică, cine e Cosma, cine e Mindileac, cine e Lătea, cine așa e Cutare. Așa decât intuitiv. Da. Dar oricum, totuși este... E este un lucru bun că se face acest... Și vreau să vă întreb, pe la începutul anilor 2000 existau aceste stații de amplificare, da, cum știu, nu? Da, da, da. Așa, odată, parcă așa a fost un... Au dispărut un fie din motive tehnice, fie din, știu eu, hai să nu zicem chiar lipsă de organizare, da? O punem pe motive tehnice. Și te rog acum regia să ne pregătească foarte repede interviul acordat de către președintele FCM-ului Florea Voicilă, interviu video cu Florea Voicilă, președintele clubului, să vedem ce a declarat, din nou un scurt fragment de 30-40 de secunde cu declarația oficialului Alexandrian după acest meci. Interviul integral îl puteți urmări la știrile din Sport Media Sud de la 20:20. A fericit după acest egal? Dom'le, dacă iei un punct în deplasare la liderul seriei, ce pot să spui, că nu ești fericit? Este păcat că puteam să obținem 3 puncte. Cred că pe la minutul 73-75 aveam o diferență de 2 goluri, ceea ce arăta la momentul ăla realitatea după teren. A intervenit o fază de nesincronizare a fundașilor centrali, un șut foarte bun al atacantului gazdă și de acolo oarecum ne-am dereglat puțin. Nu pot să comentez lovitura de la 11 metri. Arbitrii sunt cei care decid pe teren. Da, am rămas cu ultimele cuvinte ale domnului Voicilă. Nu pot să comentez arbitrajul. Arbitrii sunt cei care iau deciziile pe teren. O atitudine, spun eu, interesantă, pentru că sezonul trecut se tot acuza, se făceau, se adresau, mă rog, acuze la adresa arbitrajului, că ne tot fură. Acum, iată că au dispărut aceste acuze, s-au schimbat practic și poziția în declarații. Până la urmă, poate... Și culmea că a fost, nu știu, mi s-a părut că nu prea a fost penalt, așa, chiar am rămas surprins. Și poate pe comentarii că se poate observa. Glumind, Florea Voicilă a mai îmbătrânit cu un an, i-a venit mai mult mintea la cap, dar am fost amândoi martori în campionatul trecut la foarte multe meciuri și mai totdeauna Voicilă avea dreptate când critica arbitrajul. De data asta
și eu merg pe aceeași idee pe care o ai lansat-o și tu, că cel puțin faza penaltiului acordat în minutul 70 și nu știu cât, 77, din care da, s-a egalat, a fost foarte ușor acordat, în sensul că Radu era scăpat, îl avea pe Nicolae în spate. Și cred că a simțit mâna, mai mult cred că i-a simțit răsuflarea și s-a aruncat ca în bazin. Și am văzut și poziția centrală, era destul de bună și avea un unghi... Normal, dar după părerea mea, cine poate să mă contrazică să o facă, arbitrul Omar Dumitrică a așteptat o astfel de ocazie. Și nu a ratat. Nu a ratat ocazia să fluiere imediat, să arate punctul cu VAR. Iar faptul că Florea Voicilă s-a abținut de la cuvinte mai grele sau acuze, de a arăta da, supărare într-adevăr, este un lucru pozitiv pentru Florea Voicilă de data asta. Și este acum ultima declarație după acest joc dată de chiar patronul echipei Dunărea Turist Turnu Măgurele, domnul Mihai Ionescu. S-a văzut că era supărat, să vedem totuși ce a declarat, iarăși interviul este destul de scurt, interviul integral la știrile din sport de la 20:20. Domnul Mihai Ionescu, iată primul semieșec pentru echipa noastră în acest campionat. Da, primul semieșec cu 5 jucători de la mine. Cam asta este semieșecul. Regretați faptul că i-ați împrumutat Alexandrii? Eu regret, dacă mă ajut pe cineva și cineva se luptă cu mine, parcă zici că a câștigat campionatul mondial. Așa era bucuria după rezultatul ăsta. A fost ziua lui Vali Cărăușu, i-ați urat la mulți ani. I-am urat lui Vali, da. Vali e crescut de mine de 4 ani. Deci nu e nicio problemă. E jucătorul meu. N-am încercat, n-am stipulat asta nimic. Și nu pot să zic că e o greșeală, dar Dumnezeu e sus și vede cine face bine și cine face rău. Da, am revenit acum. Dumnezeu e sus și vede tot ce se întâmplă. Cam regretă, domnul patron, faptul că i-a împrumutat, însă cred că decizia a fost mai mult a staffului tehnic. Nu cred că dânsul a luat decizia de unul singur, ci cred că a fost sfătuit de către antrenori, de către secunzi. Contează mult prea puțin a cui a fost decizia în contextul declarației respective. Este o premieră pentru mine când o aud. Este total lipsită de fair play. De ce spun asta? Pentru că, dacă nu greșesc, a spus, păi sigur că nu sunt mulțumit că i-am împrumutat și nu mă așteptam. Ceea ce vorbeam la început. Jucătorul își face datoria acolo unde se află. Păi, dacă Moga, Stanciu sau cine a mai fost de la Turnu Măgurele în teren Cărăușu s-ar fi dat deoparte sau ar fi dat un autogol, mai jucau poi mâine la Alexandria? Nu mai jucau. Hai să punem așa. Adică nu înțeleg de ce domnul Ionescu vrea, domne, dacă a fost jucătorul meu și l-am împrumutat, să se dea la o parte. Bine, să găsesc așa, nu știu, o scuză dacă doriți. A fost făcută poate declarația imediat după meci, a fost foarte supărat. Nu, pentru că ceea ce am spus la început, ceea ce mi-a spus și mie că tocmai Stanciu să-mi dea gol era cam la vreo jumătate de oră după meci, deci se cam răcise treaba. Dar l-am întrebat pe interviu și veți putea vedea acest lucru, dacă nu putea să stipuleze în contractul de împrumut să nu joace, pur și simplu, asta o simplă clauză să nu joace. Dar a spus, avem nu, exemple. Știți ce a spus? Că domnule, a mers pe încrederea oamenilor. Adică ce vroia efectiv? Ca ăștia ori să nu joace, putea să stipuleze ori să se dea, nu, fără stipulare, că mergem pe încredere. Da. Adică ori să zică, să-i zică lui Botea, meștere, eu nu intru azi în teren, sau când venea Radu în atac să se dea la o parte și să înscrie Radu, nu? Asta, cam asta aștepta Ionescu. De-aia spun, toată stima pentru ceea ce face la Turnu Măgurele. Însă este o atitudine lipsită de fair play. Așa este opinia dumneavoastră. Vedem acum în graficele 4, 5 și 6 în cuplaj. În sfârșit avem și caseta tehnică a jocului Dunărea Turist Turnu Măgurele FCM Alexandria, care s-a terminat 2-2. Vom avea și echipele care s-au înfruntat. Dunărea Turist Turnu Măgurele, un 11 destul de interesant. Vedem acum, l-am declarat un meci lui pe Stanciu, pentru că a marcat o dublă și până la urmă cred că da, orice. Da, sigur că da, nicio problemă.
dacă, așa cum spunea și dumneavoastră, dacă pentru Travaliu, într-adevăr, Lătea ar fi meritat și cred că merită meci de meci și câte o, câte o apreciere, da, câte o stea mare. Dar ce să mai spune de Bănel? Bănel să-și vadă de treaba lui la Saint-Étienne, și foarte bine. Da, am văzut, a debutat cu înfrângere în fața campionei Lille. Domnule, în fața campionei, nu a oricui. Da. Vedem un 11 lui Turis, Mindileac în poartă, Săraru, Cosma, Petcu, Mocanu, Mușat, Dinu, Alexandru Gheorghe, nu cred că este nicio, nicio legătură. Nicio legătură, chiar am spus pe comentarii, Florin Radu, Maria Nedelcu și Cosmin Mihai în atac. Nedelcu revenit după mai vechi accidentare, nu prea a fost așa cum îl știam noi, incisiv sau ca să pună poarta în pericol, a venit destul de mult în spate și a pierdut multe baloane. În schimb, banca de rezerve a Turistului este destul de puternică. Îl vedem pe Zamfir, pe Giugiumică, cel care a intrat și a marcat, pe Alin Ilin. Bine, el a fost și, și puțin accidentat, nu a fost apt 100% și chiar mai făcea o remarcă domnul Mihai Ionescu, acum mi-a venit în minte, mi-a spus pe la interviu faptul că le-a lipsit 5 jucători care în mod normal ar fi titulari într-o echipă ca aceasta. Deci cred că dacă acești jucători ar fi fost, nu i-am notat acum. Păi poate da, nu, vreau să-ți spun un alt lucru. Zice că au lipsit 5 jucători care puteau fi titulari. N-are rost să citesc acum, am formațiile din cele două meciuri de Cupa României, cel cu Arlos Latina și anterior cu, îmi scap acum, plus jocul din etapa anterioară cu Tomșaniu. Cam la fiecare din aceste jocuri Cornel Nica a avut un alt 11 de pornire. El are lotul foarte mare, iar un lucru bun, și își permite să jongleze cu jucătorii. Spre deosebire de Alexandria, care are 23 sau maxim 24 de jucători, dar la care trebuie să recunoaștem că începutul a fost extraordinar de greoi și să vă spun de ce, pentru că au existat, se știe, niște accidentări foarte grave, Străinu și Câmpeanu. Da. Străinu abia a jucat acum un singur minut la turnul Măgurele. Accidentații în continuare, Mihăiță, Lucan, Ionuț Voicilă în meciul anterior, cel cu Argeș și Mihăilești, Celic chiar înaintea acestui meci. Da. Deci jumătate din echipa Alexandriei este în infirmerie, așa cum am scris în ziar. Atunci ce să mai spună Marian Botea? Că i-a lipsit sau nu i-a lipsit? Domnul Ionescu, care are un lot de 40 de jucători, se plânge că n-a jucat Nedelcu sau Alin Ilin în primul 11. Asta e treaba lui Nica. Da, cum face și 11-le. Și pe când Marian Botea a fost nevoit să improvizeze de la joc la joc. Și dacă mi se mai permite un minut, vreau să remarc faptul că deși puțin ne așteptam, mă bag și pe mine în oală, puțin ne așteptam ca Marian Botea să facă o treabă atât de bună la conducerea echipei, în condițiile în care el este interimar, deci nu e antrenor plin, ca să nu vorbim acum din probleme regulamentare, că nici nu poate fi nominalizat la federație neavând licența pro, dar a făcut o treabă extraordinar de bună și îmi permit să spun, și dacă conducerea clubului aude și nu e de acord cu mine, e treaba ei, indiferent ce licență, dacă pot să spun așa, s-ar găsi pentru Alexandria ca să fie reprezentată la federație, Marian Botea nu trebuie îndepărtat. Și pentru că, repet, a făcut o treabă foarte, foarte bună, are inspirație și din echipa aceasta înjumătățită a știut să trimită în teren exact jucătorii care s-au descurcat. Și mai presus de toate, este și tânăr. Este tânăr și vrea să învețe.
Așa este. Haideți să vedem acum ultimele două grafice despre acest subiect, graficul 1 și 2, să vedem rezultatele înregistrate în etapa a 3-a, rezultatele complete în etapa a 4-a din seria a 3-a, în Liga a 3-a. Începem cu capul de afiș pentru noi telormănenii, acest derby al județului terminat nedecis, 2-2. Argeșul Mihăilești de asemenea 2-2 cu Filipești de Pădure. Filipești de Pădure va primi vizita în etapa viitoare a Turisului. Apoi Domnești va juca la Alexandria, bătut cu 5-0 pe Atletic Fieni. Va fi iarăși interesant pentru că Domnești are un moral bun după 5-0 cu Fieni. Mă rog, nici Fieni nu e o forță, dar totuși dai 5 goluri în Liga 3. Compe Ploiești e surprinzător pe primul loc, o să vedem imediat clasamentul, 1-0 cu Prahova Tomșani. Concordia Chiajna, Concordia 2, a bătut pe Sportul Studențesc 2 cu 5-0, Chimia Braz Inter Clinceni 2-0 pentru Clinceni, iar CSO Plopeni a pierdut surprinzător acasă cu Rapid Clejani 1-0, Buftea se menține acolo sus 2-0 cu Urban Titu. Buftea și Compe Ploiești împart primele două locuri cu câte 6 puncte, apoi turnul revine, de fapt revine, coboară, că a fost pe primul loc până în etapa trecută, pe locul 3, are 4 puncte, Alexandria o găsim pe locul 11. Are 10 puncte. Are 4 la adevăr, 10 puncte, așa este. Alexandria se menține pe locul 11, tot are acum Alexandria 4 puncte, golaveraj de 6-8. Cum vi se pare acest golaveraj? 6 date, 8 primite. Păi 8 primite pentru că a fost acel 2-0 cu Buftea, echipă care, după părerea mea, va promova, va termina pe primul loc. Și a fost acel 3-1 la Filipești. De asemenea, o echipă destul de puternică. Spuneați că în etapa viitoare, turnul Măgurele se deplasează la Filipești. La Filipești, da. Va avea un meci greu acolo. Așa este. Vreau să o spun de acum. Iar ai spus că de Atletic Fieni, pe care turnul Măgurele a învins-o cu 3-1. Atletic Fieni, îmi mențin ideea, va fi o echipă care se va bate la retrogradare. Deci turnul Măgurele până la această oră n-a întâlnit echipe puternice. Așa este, va fi foarte interesant meciul cu Buftea, cred că acolo se poate tranșa. Bine, e un meci de 3 puncte până la urmă. Mai e și dar, cu Compet Ploiești, da, Clejaniu văd că se Buftea menține foarte bine. Da, și Buftea Titu nu trebuie scoasă niciodată din cărți, pentru că Titu este o echipă puternică, o știm și de anul trecut. Și se uită și la Concordia 2 Chiajna, pentru că deja vine după două rezultate plus bune. Că la Concordia 2, la Chiajna, se poate jongla cu jucătorii de așa Liga 1 și așa mai departe. Absolut. Da, mulțumesc regiei. Acum am terminat cu primul subiect, să trecem rapid și la al doilea subiect, de asemenea foarte interesant și foarte important pe ordinea de zi, ca să facem ca un fel de ședință. Da, corect. Am avut etapă de Liga a 4-a, etapa a 3-a, început de 3 săptămâni campionatul județean. Viață Nouă Olteni și Metalul Fresen s-au întâlnit acum în etapa 3-a, după ce sezonul trecut se întâlneau în etapa 29, un meci care decidea titlul. De asemenea, mi-am transmis meciul, a câștigat atunci Olteni, nu mai are rost să mai revenim, 2-1, un gol marcat de Băiasă în minutul 91. Acum meciul nu prea asemănat ca cu cel din tur. Să vedem rezumatul ca să avem punct de pornire asupra discuției. Așadar, vedem cele mai importante faze și golurile din meciul Viață Nouă Olteni, Metalul Frăsinetă 2-2, apoi vom reveni cu discuții despre acest joc. Stanciu acum profită de nesincronizarea fundașilor din Frăsinet. Stanciu, gol! 1-0, Marius Stanciu! Un atacant adevărat punctează în momente grele pentru formația sa. Stanciu s-a specializat în deschiderile de scor. El este jucătorul care punctează la început. 1-0 pentru Viață Nouă Olteni. Iamandi acum. Și un șut la lung, bară! Ce șut înșelător! Zărar a greșit. Iulian Stancu și acum același Sofian. Stanciu 2-0! Ce înseamnă un atacant de careu care să nu își bată joc de ocazii.
Marius Stanciu face ce știe el mai bine. Marchează goluri din orice poziție, din orice jumătate de ocazie. Pescaru câștigă în fața lui Emil Mărcușanu, Boboc, o centrare din nou cu piciorul stâng, Bădănoiu ezită, este 2-1, este gol, Metalul Frăsnești, viață nouă, Olteni primește un gol exact atunci când nu trebuia. Nu este piciorul său de bază, iată-l din nou cu același picior stâng, mingea sare la Aurel Iordache, ezită să șuteze din nou Iordache, nu este nimeni să blocheze Iordache, scoate Paul Stegărescu. Frăsinetul se joacă din nou cu ocaziile. Stancu pentru Stanciu. Doar un singur jucător în careu, este vorba de Stancu, sperez să duce mingea peste poartă. Pe rând atât Boboc cât și Amandi au tot amânat pasa decisivă sau șutul care să pună în pericol poarta adversă. Acum este chiar pericol. Gol! Gol Frăsinet! 2-2! Da, am revenit cu discuții despre acest joc. Am văzut 2-2 în derbiul Ligii a 4-a dintre Viața Nouă Olteni și Metalul Frăsnet. Olteniul a deschis rapid scorul prin Marius Stanciu. De obicei nu am făcut o statistică, însă în general Olteniul având o echipă mai îmbătrânită, bine, acum are Natu de partea sa când spunem acest lucru, care are experiența. Însă vine și partea cealaltă, recursul medaliei, faptul că nu poate să reziste fizic un meci întreg, iar din mai ales minutul, pe o căldură, da, cum a fost sâmbătă. Din minutul 70-75 deja jucătorii păreau obosiți. Nu degeaba în repriza a doua am selectat și acea ocazie ratată de Sergiu Stancu în minutul 81, da, la 2 minute. Putea închide jocul. Exact, la 2 minute a venit golul, egalarea, egalarea lui Viața Nouă Olteni suferă în acest moment prin faptul că are un singur grup de atac și ăsta e Marius Stanciu. Și este alergat foarte mult și este normal ca la un moment dat să nu mai poată. Nu e mai puțin adevărat și poate e secret sau nu, dar la meciul respectiv a fost și Florea Voicila, președintele clubului din Alexandria, care a spus, zice, dacă l-aș avea pe Marius Stanciu în față, aș da de 3 ori mai multe goluri decât până acum. Deci faptul că și el l-a remarcat pe Stanciu este un lucru pozitiv. Însă este singurul și fiind foarte mult muncit, are o vârstă și se puizează de multe ori. E normal să nu ducă 90 de minute, da, sigur că da. Totuși ar trebui să fie grijă. Țigăneștiu, dacă e să luăm global jocul, Țigăneștiu a fost superior celor din Olteni. Cum ai remarcat, a căzut foarte repede și primul gol, imediat a venit și al doilea la doar câteva minute. Și în general Olteniu, dacă apucă să deschidă scorul... Da, este mai greu de revenit asupra ei, dar iată că Frăsinetul a reușit să o facă. Și sunt convins că mă vei întreba cam cum văd lupta în continuare în acest campionat, dacă tot astea două echipe vor fi protagoniste. După mine, este foarte bine că acest derby a venit repede, pentru că dă în continuare o spectaculozitate campionatului. Celelalte echipe vor căuta să vină aproape de... Asta e o surpriză în acest campionat, este Pamimai Videle. Surpriză într-un singur mod, că vezi, Doamne, e echipă nou înființată. Dar dacă luăm cine joacă la Pamimai, 80% din foștii jucători de la Petrolul Videle, deci divizionari C, ne explicăm acest lucru. Nu vreau să discut situația Pamimaiului vis-a-vis de fosta Petrolul Videle, nu e locul emisiunii, poate în altă emisiune, dacă consideri... Da, să sperăm că o să-i aducem și pe oficialii clubului, pentru că ar fi interesant să vedem un punct de vedere. Da, depinde dacă vei avea argumentele să-i contrazici. Eu aș avea foarte multe argumente să-i contrazic, dar am zis. Campionatul ăsta va fi interesant, pentru că nu se vor mai bate doar două echipe ca anul trecut, Frăsinetul și Olteni. Da, mi s-a părut anul ăsta, anul trecut.
Da, pentru că s-au desprins astea două. Hai, a mai fost acolo să... la început Sporting-ul, dar care a pierdut teren foarte repede, Saele n-a mai putut să se țină de ei. Da. Dar anul ăsta vom avea cam 4-5, chiar 6 echipe și aici nu, numesc pe Pamimai. Olteni și Frăsine nu sunt scoase din ecuație. Mai este Sporting-ul Roșior, care până acum merge bine, să nu facă ca anul trecut. Mai este Dunărea Zimnicea. Deci va fi, zic eu, un campionat... Poate și Săile, nu neapărat ca și Săile are jucători foarte tineri la ora actuală, care nu știu dacă vor reuși să țină pasul. Nu, dar vorbesc în perspectiva faptului că ar putea tranșa o luptă la titlu acolo la vârf. Da, iată că și, adică acum se poate a câștigat indirect. Parcă primul da, 2 la 1 lor la joc. La Poeni. E adevărat, da, echipă nou promovată, da, dar Poeni știe fotbal. Așa i-am este. Văzut la... Cupa Telormanu și la baraj, Poeni știe fotbal. Și este, au venit aici și oficiali echipei într-o emisiune și pe mine cât și pe băieții din regie au lăsat plăcut impresionați pentru povestea echipei. Și cred că își merită cu prisosință locul în Liga a 4-a. Să nu uităm, doar o scurtă paranteză, Poeni are o tradiție îndelungată, a fost și în Liga 3-a cândva. Așa că fotbalul la Poeni nu este o noutate. Așa este, are exactă tradiție. Rog acum regia să ne acorde interviu video cu antrenorul gazdelor Sandu Ifrim, să vedem ce a declarat Sandu Ifrim după terminarea jocului. De asemenea, un scurt fragment, interviul integral îl puteți urmări marți la știrile din Sport Media Sud, așadar mâine interviul total cu Sandu Ifrim. Acum vedem o scurtă prezentare a jocului din perspectiva sa. 2-0 în final a fost egalați. Ce să văd, asta face parte din joc. Am mai pățit treburi de-astea și când eram fotbalist. Asta e. Nu e nimic. Am întâlnit o echipă bună, un adversar care va pune probleme în campionatul ăsta. Se vede, deci. Se vede că băieții fac antrenament, am înțeles, de două ori pe săptămână. Oricum, asta e. Ce să vă spun? Îmi pare bine că a ieșit un joc foarte frumos, foarte sportiv. Altceva ce să... Da, domnul Sandu Ifrim are cam același discurs, indiferent că e la victorie, că e la înfrângere. Domnule, asta este viața, merge mai departe. Și la baraj, când a pierdut, o luăm de la capăt, am trăit asemenea episoade. Da, este și un optimist. Urmă, și foarte bine, își face meseria bine, Sandu Ifrim. Da, da, și pe unde a fost și a făcut bine treaba și chiar a fost acolo cu echipele pe care le-a antrenat sus. Vorbesc de Euromo. Da. Însă nu trebuie să neglijăm faptul că dacă anul trecut Olteniu, cu excepția întâlnirilor cu Frăsinetu, a cam defilat prin campionat. Iată că acum se află la al doilea egal, mi se pare. Că nu, e primul rezultat de egalitate dintre cele două. Statistici. Nu, între cele două, vorbesc în campionat. În campionat, da, pentru că a făcut 2-2 la Zimnicea. Zimnicea. Da. Deci nu mai e chiar așa ușor pentru Olteni. Ai spus-o foarte bine, echipa e mai bătrână cu un an. Plus faptul că a avut nevoie de, adică regulamentul cere să aibă și acei jucători tineri în echipă. Se pare că tinerii din echipă nu se ridică încă la nivelul titularilor și așa că nu va mai fi așa ușor pentru Olteni. Da, și vă mai dezvălui încă un lucru ce a spus domnul Sandu Ifrim, l-am întrebat automat dacă se gândește să mai aducă ceva întăriri, ceva tineri, a spus că în următoarele două, maxim trei săptămâni vor fi noutăți la echipa din Olten. Chiar după tragerea la sorți, am fost acolo la ședința tehnică organizată de către AJF, când s-a stabilit țintarul, într-o discuție purtată, acum dau și ceva din casă, domnul Sandu Ifrim spunea că va trebui să întinerească echipa pentru că regulamentul le cere să joace cu trei jucători sub 21 de ani și pe tot parcursul partidei și trebuie automat să vină cu trei jucători, dar care să și confirme ca valoare, să facă față. Să vedem, așa cum v-am promis un interviu cu antrenorul Metalului Frăsinet, Petre Grosu, câteva cuvinte ale domnului antrenor, apoi vom reveni să mai discutăm puțin și să încheiem cu caseta tehnică a jocului. Mai bine, noi am terminat mai bine, deci una peste alta, fiecare cu părerea lui. Câțiva jucători bunicei, nu vreau să fac remarci la echipa mea, rămas toată echipa, unii au jucat mai bine, unul mai rău, dar asta e fotbalul, jucăm în 11, în 14. Sper să facem o atmosferă bună la Frăsinet cu ajutorul domnului primar și cu noi. Vreau să facem o echipă competitivă, asta ne face, și vreau să facem o echipă din tineri.
toți jucătorii, puțin jucători la noi se mai, de exemplu, domnul e de câte oraș care mai văzut, au 21, 22, 17, 18 ani, a jucat cu 6 jucători sub 21 în teren, deci vă dați seama că nu suntem. Da, am revenit acum. Domnul Petre Grosu spera să facă o echipă frumoasă, o echipă bună și o atmosferă ca de Liga 4, acolo tipică pentru fotbalul județean. Așa, acest antrenor, mă rog, fost golgheter al diviziei, a fost component al echipei Sportul Zențesc, a jucat cu Mircea Sandu, o echipă foarte, o istorie foarte bogată. Ce impresie v-a lăsat la Oltin? Cum și-a dirijat echipa? Nu și-a dirijat-o rău, dar a fost mult, după părerea mea, preocupat de arbitraj. Și aici îmi permit să spun că Costi Miruță a arbitrat bine acest joc. L-a dus la capăt așa cum trebuie, a ferat exact ceea ce a dat jocul, a lăsat chiar jocul liber și o paralelă între meciul de la Turnul Măgurele și acest, deci două derbiuri, ambele s-au disputat foarte sportiv. Și este, nu a fost niciun cartonaș roșu. Absolut, niciun cartonaș roșu. Nu vorbim că și cele galbene au fost destul de puține și au fost efectiv date atunci când trebuie și pentru ce trebuie. De aceea m-a mirat atitudinea antrenorului de la Frăsinet, care a fost foarte deranjat de arbitraj. Iar trecând peste asta, ceea ce spunea că vrea să facă la Frăsinet o echipă frumoasă, o echipă competitivă, după părerea mea are toate șansele, pentru că primarul de acolo este bolnav de fotbal. Este foarte inimos. E bolnav de fotbal, de-a binele. Avea două pachete de țigări în buzunar, da. Înainte de începerea jocului, le sudează pe parcursul celor 90 de minute, trăiește fiecare fază, pune la dispoziția echipei tot ce trebuie și permanent e preocupat să aducă jucători, să facă, să dreagă. E om de fotbal. Așa este, dar vedeți că și de multe ori când vrei să faci prea mult bine, nici nu prea ți-e rău și de prea multă dorință. Nu e vorba de prea multă dorință, e vorba că e un fel de Gigi Becali, adică se cam bagă și la echipă. L-a adus pe Petre Grosu, fost mare jucător, a fost antrenor de Liga 3-a. Mi se pare că chiar și în Liga 2-a a antrenat. Lasă-l, domne, pe el acolo. L-ai adus pe om, are o sarcină, un obiectiv. După o anumită perioadă de timp, trage o linie. Corect. Și vezi, nu și-a îndeplinit sarcina, la revedere, ne despărțim, venine altcineva. Temporal. Absolut. Dar, ca și Gigi Becali, repet, se bagă cam mult și e ca aia cu copilul cu mai multe moașe, nu o duce bine. Așa este, rog regia să ne pregătească graficele 7, 8 și 9, să vedem acum caseta tehnică a meciului dintre Viață Nouă Tei și Metalul Frăsinet, care s-a terminat 2-2. Vom vedea și cele două echipe, Viață Nouă Tei și Metalul Frăsinet. De această dată iarăși am nominalizat un om al meciului dumneavoastră. Cine bine, vedeți? Aici da, clar. Nu, merg pe Marius Stanciu, pentru că și el, meci de meci, și în campionatul trecut, și în acum, și la baraj, el a fost... Da, el a ratat acolo, atunci la baraj, câteva ocazii. Absolut. Iată, se întâmplă ratări, dar este omul meciului. Și lângă el îl bag pe Emil Mărcușanu, nu că e primarul Comunei Olteni și că și el e sufletul echipei ca și primarul de la Frăsinet, dar Emil Mărcușanu este omul care la Viață Nouă Olteni în teren filtrează toate mingile, este un pasator extraordinar. Pentru și nivelul Ligii a patra... Când spun deja... lucrul ăsta, nu îi aduc laude gratuite, este, cum să spun, e vorba aia în fotbal... unt pe pâine. Când pune o minge Emil Mărcușanu, e, sau când are o lovitură liberă la 25-30 de metri, e un, cum e la Alexandria, Dan Voicilă,
80% da, este gol. Un omolog, dacă putem spune. Vedem acum 11-le aliniat de viață nouă. Bălănescu, Giurea, Gache, toți, mă rog, și Stancu sunt, și, mă rog, Sofian sunt jucători noi. Stancu venit de la FCM, mă rog, a renunțat la Liga 3 în... Pentru că vrea să-și facă o carieră în viața civilă. Așa, Alin Sofian, fost jucător, dacă nu mă înșel, al Metalului Frăsinet, joacă acum pentru Oltenie. În rest, așa, echipa nu prea este schimbată. Mă uit la banca de rezerve, vedem aici pe Robert Streche, care în trecut a jucat pe la Alexandria, pe la Spătărei. Jucători cu nume, cu nume și nu prea, adică ar avea pe ce să pună mâna antrenorul Sandu-i Frim. Un mare atu pentru viața nouă Oltenie este portarul Stegărescu. Da, așa este. De multe ori și în campionat și la baraj și în meciul precedenția trecută i-a scos pe Olteni chiar atunci când trebuia. Și chiar a fost și nominalizat omul meciului. Da, da, da. Vedem da. Acum 11-le Metalului Frăsinet cu Badea în poartă, Ghimiș, Valentin Miu, Ionuț Grigore, Ștefan Pescaru, Alexandru Măzărar, Olivier Vingă, Aurel Iordache. E pata de culoare a campionatului. Florin Parolea, Leon Iamandi și George Bău. Chiar am dorit să vorbim cu Olivier, însă acesta a refuzat, nu a avut. Da, mă, e camerunez sau da, așa ceva. Și tinerel. Este tânăr, are un fizic deosebit. Tipic pentru jucători africani. Domnule, are un fizic deosebit, dar cu fotbalul un pic mai modest. În general, mai africanii modest. Așa sunt, da, compensează mai fizic. Poate va progresa. Nu știu pe unde a mai jucat, dacă a mai jucat. Dar îl vedem aici pe Aurel Iordache, un jucător cu ceva mai multă experiență față de ceilalți care sunt mai tineri. De multe ori și-a deja destul de bine la mijlocul terenului echipa, a făcut pereche în linia mediană cu Alexandru Măzăraș și el un mijlocaș central provenit dintr-un fundaș central care este foarte tehnic și majoritatea lovitorilor libere de la vreo 20-20 ceva de metri sunt aproape 90% gol. Chiar în Cupa Telorman, când a jucat cu Pami Mai 3-1 pentru Frăzinț, a fost la meci și a deschis scorul din lovitură liberă, un șut excepțional direct în vincul sau deci ceva gen Claudiu Niculescu, fără să exagerez. Pe mine m-a lăsat plăcut impresionat. Vorbeam de Iordache, poreclit sau, mă rog, alintat lătea de către suporteri, el are o coadă. Și deci ai văzut jucătorul pe care l-am dat eu omul meciului, are deja urmași. Da, exact. A avut ceva ocazii de la marginea careului, însă a ezitat să șuteze de câteva ori. A făcut-o atunci când chiar nu mai avea cui să paseze. De multe ori a preferat să paseze, să găsească, să fie așa un tip altruist, să-și ajute colegii. Vreau să mai fac o paranteză. Da. A arătat că știe ceva. Nu, fără probleme. Însă altceva vreau să remarc, anume că și într-o echipă și în alta se găsesc câțiva jucători foști divizionari, Sergiu Stancu de o parte, Florin Parolea de cealaltă, Măzărar chiar, da, dar care n-au impresionat la nivel de Liga 4. Deci s-ar cuveni să facă cumva diferența. Da. Ori iată că n-au reușit. Acum nu știu cum să cataloghez lucrul ăsta, că Liga 3 nu are o valoare mult prea mare față de Liga 4 sau că Liga 4 se apropie foarte mult de Liga 3. Să știi că și am de asemenea, ai văzut și tu foarte multe meciuri și în campionatul trecut. Multe au fost mai spectaculoase decât la Liga 3. Da, dar pentru că echipele jucau deschis, da, nu prea mai acordau așa importanță prea multă tactici și se aruncau, da, se rupeau la mijloc, da, și devenea un joc plăcut. Plus că în ultimii 2 sau 3 ani chiar și echipele de Liga 4 au o pregătire ceva mai etapizată decât până acum, adică sunt foarte multe echipe care nu se întâlnesc doar duminica. Și măcar o dată sau de două ori, da, se întâlnesc și în timpul săptămânii. Frăsinetul deja și de două ori pe săptămână se vede. Da, da, da. Se vede asta pentru că a avut putere să egaleze. Exact. Și atunci când, de exemplu, o echipă ca Viața Nouă Oltenie deja conduce cu 2-1, e mai ușor, și în general, e mai ușor să te aperi. Da, da, da. Chiar mai auzeam discuții pe la televizor, când ai avantaj, mai ușor să te aperi decât să ataci poziționat. Absolut, sigur că da. Și golul 2 a venit dintr-o acțiune pozițională. Mă rog, așa mai încălcit de la marginea, dar totuși a venit dintr-o acțiune pozițională. Eu sunt curios, pentru că etapa viitoare
viitoare vom avea încă un derby la nivelul Lucia a patra. E vorba de întâlnirea dintre Pamimai și Sporting Roșiori, Davidele. Să vedem cum va ieși acolo. Da, cu siguranță. Adică, după mine, așa cum arată Sportingul la ora actuală, este un fel de examen pentru echipa din Videle. Așa este. Și pentru Sporting, pentru că... Bine, și pentru Sporting, pentru că are jucătorii tineri. Sportingul a luat anul ăsta foarte mulți jucători de la campioana juniorilor de Liga 4. Deci, jucători de 92. Jucători de 92, dar jucători care știu fotbal. Așa este, așa este. Vedem acum în graficul cu numărul 3, ultimul din această seară, rezultatele complete ale etapei a 3-a din Liga 4. Țigănești și Poroschia 1-3, derby local acolo terminat tranșat de către Dan Lupescu. Poroschia pare și-a revenit, și-a revenit în creștere. Cu toate că a început greu cu 2-4 la Buzescu, însă și-a revenit 3-2, a întors atunci cu Saele și cred că ăsta a fost în joc. Rapid Buzescu, Dunărea Zimcea, 2-2 după ce Buzescu a condus de fiecare dată. Pe terenul din Buzescu se câștigă foarte greu. Acolo este un antrenor bun, care știe fotbal, a făcut transferuri foarte multe în această vară și de valoare. Și au bancă... Da. Spuneți. Și de-aia eu am spus că dacă Zimnicea a scos un 2-2 acolo... Zimnicea se poate înscrie printre echipele care trag la titlul anul ăsta. Da, Peretul 5-1 cu Alexandria, derbiul Olten-Frăsine 2-2, Pamimai, Videle 4-1 cu Spătărei, fără probleme pentru Videle. Botoroaga obține primul succes în Liga 4, 2-1 cu Flacăra Talpa. Ce se întâmplă cu Talpa? Pierduți al treilea joc consecutiv în care Talpa pierde. Talpa, se pare că e ceva dezorganizare acolo, are și cele două pățenii cu juniorii. Nu știu, e ceva la Talpa care nu mai curge ca până acum. Da, Udineze, Uda Clocociov rămân imbatabile pe teren propriu, fără gol primit pe teren propriu, a bătut cu 1-0 în prima etapă. Uda, echipă solidă, da, am văzut-o. Și acum 1-0 cu Sporting Roșești și a luat revanșa din acel meci de Cupa Taylor. Da, da, da. Poenul pierde acasă cu Voința Saelele 2-1, primul succes al Saele. Saele, echipă foarte tânără. Așa este, s-ar putea implica, când credeți că ar fi momentul sau în cât timp să se implice Voința Saelele cu această echipă tână, mă rog, dacă va rămâne acest nucleu de jucători în bătălia pentru titlu? Cam peste 2 ani, după mine. Deci cam peste 2 ani, 2013, da. Etapa viitoare avem niște meciuri interesante, avem acest Sporting Pamimai, avem Frăsinet Buzescu. Deci meciuri care vor atrage. Meciuri importante, da. Așa este. Haideți să încheiem acum... Olteniu va avea meci ușor cu CSS-ul, la CSS, da, la Alexandria, dar e un meci de revenire pentru Olteniu. Da, așa este foarte bine ce a spus. Haideți acum în încheierea ediției să vorbim puțin și despre celelalte sporturi de echipă care se practică aici în Telorman, despre handbal și basket, handbal rapid. Am înțeles că, mă rog, divizia asta recompus, vor fi 14 echipe. Echipe, da. Și la basket s-a recompus. Și la basket același lucru. Vorbind de handbal, este un antrenor acum, Constantin Toma, care vine, am înțeles, de la Moreni. Am văzut un antrenament pe viu și pune foarte mult accent pe pregătirea fizică, pentru că un joc acum, cum spunea și oficialii, se câștigă mai mult din punct de vedere fizic. Echipa în mare este cam aceeași față de sezonul trecut. Un jucător tineri din mulți localnici. Cu una, două întâlniri din afară. Da. Putem discuta la pachet, cum se spune, basketul și handbalul, handbalul și basketul. În primul rând, aceste echipe vor trebui să fie foarte atente și să depună mult mai mult efort, zic eu, ca pregătire, pentru că o vor duce ceva mai... ca și fotbalul, nu, că nici fotbalul nu-i scos din discuție, mai greu din punct de vedere material. De asta, din această cauză va fi un an cam greu și pentru handbal și pentru basket. Basketul, deci handbalul, și-a rezolvat problema antrenorului, pentru că Liviu, candidatul care era o soluție,
vrea să continue la nivel înalt și arbitrajul, deci nu putea face față ambelor plus situații. Plus că mai are și echipa CSS. Plus are echipa de juniori, da? Basketul continuă cu Madalin Piperea și cu Călin Voicu, însă basketul, să vedem ce va rezolva pe această ultimă sută de metri în privința efectivelor de jucătoare. Deocamdată sunt doar jucătoarele din Alexandria, întărite cu una sau două foarte tinere aduse de la echipa care a câștigat campionatul anul trecut, la U13. Și, cum spuneai, această reorganizare a campionatelor va fi foarte importantă pentru clasările. Ne-am obișnuit până acum cu basketul să fie totdeauna în prima jumătate a clasamentului. Handbalul ne-a făcut o plăcută surpriză anul trecut, că n-am mai luptat pentru retrogradare, ci s-a bătut acolo în partea superioară a clasamentului. Însă anul ăsta se pare că va fi ceva mai greu și pentru unii și pentru alții. Pentru că vin multe echipe, sunt deplasări mai lungi, echipe deplasări mai lungi, ternice. Echipe, iată că la basket a reapărut Târgoviște, fosta campioană de acum 2 ani. Continuă Sfântul Gheorghe, Aradul este acolo. Satu Mare, Târgu Mureșu, Târgu Mureșu are, da, deși e nou promovată, Târgu Mureșu are mare tradiție în basket. Așa este. Deci nu va fi deloc o serie ușoară asta de 16 echipe. Va fi greu. Alexandria debutează la basket pe 1 octombrie în campionat la Sibiu, în sala Transilvaniei, din ce da, am înțeles. Da, și aici e o noutate, da. Prima etapă, da, păi nu, că o știi da, și tu, deci nu e un secret. Să știe telespectatorii. Prima etapă se desfășoară total altfel decât până acum, în sensul că toate cele 16 echipe se adună într-o singură localitate și timp de două zile se vor disputa jocurile respective. De la tine am aflat eu că e posibil să fie Sibiul. Și în programul etapei BC Telorman Alexandria, care va întâlni Rapid în prima etapă, va fi chiar primul joc al etapei, da, în prima zi. Nu, mi se pare că este al doilea de la 14. Mă rog, oricum joacă foarte repede. Da, așa este. Asta, dar până atunci vor fi patru meciuri. Sperăm că patru meciuri de Cupa României, faza optimilor și faza sferturilor de final. În faza optimilor, primul joc, care este chiar în această săptămână, vineri, la Târgu Mureș. După aceea vine marți returul, se califică cea care ori face 2-0 ori la Coșaveraj. După care, imediat pe 28 și... oricum, 24 și 28 ceva septembrie, sunt sferturile de final. Deci dacă trecem, jucăm în continuare. Deci până în campionat vom avea cel puțin două meciuri de Cupa României. Da, ne pregătim acum să închem pentru că timpul ne presează, ca în fiecare luni avem foarte multe subiecte de discutat pentru că nu-i așa, este weekend și toate s-au întâmplat. Închei cu o declarație a lui Madalin Piperea, totul este o surpriză. Vă așteptăm acum să vedem ce fel de surpriză va fi la începutul campionatului. Noi acum ne pregătim să punem puncte. Vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați onorat cu prezența. Și eu vă mulțumesc de invitație și... Da, să ne revedem cu bine. Până data viitoare, vă mulțumesc încă o dată pentru atenție și să ne revedem cu bine.